Cifra a victimelor, cea de 13, a fost comunicată oficial doar după ce a fost informat personal președintele Vladimir Putin. Cifra exactă de 41 de morți a fost comunicată după miezul nopții. Probabil ca impactul mediatic să fie minim, având în vedere că în Rusia pregătirile sunt întoi pentru festivitățile consacrate zilei de 9 mai. Din Moscova, pentru Telejurnal, Liviu Rea. În aceste momente grele, Republica Moldova este alături de poporul rus. Mai marii țării, președintele Igor Dodon și premierul Pavel Filip, au transmis condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața în accidentul aviatic de la Moscova. În numele poporului Republicii Moldova și în numele meu personal, exprim profundul regret și solidaritate față de președintele Federației Ruse și față de întregul popor rus cu care suntem alături în aceste momente de grea încercare, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău spune că printre victimele accidentului aviatic din Rusia nu s-ar afla cetățenii ai Republicii Moldova. Chiar dacă pomenile nu au mai fost la fel de pompoase ca în anii precedenți, la cimitirul din Soroca, romii au pomenit pe răposați cu mese copioase și bucate alese. Cum a arătat Paștele Blajinilor în cimitirul romelor din Soroca, vedeți în Telejurnal. Un incendiu de proporții a izbucnit aseară la un centru comercial din Bălți. 7 autospeciale au intervenit pentru lichidarea flăcărilor. Din fericire, focul nu a făcut victime. Valoarea pagubelor materiale provocate de incendiu, dar și cauzele izbucnirii acestuia urmează să fie stabilite în cadrul anchetei. Apelul la serviciu 112 a fost recepționat la orele 19:43 minute. Potrivit primelor informații, un centru comercial din strada Alexandru cel Bun, 5, din municipiul Bălți, a fost cuprins de flăcă. Deci la fața locului, pentru localizarea și lichidarea incendiului, sunt dislocate 7 autospeciale de intervenție ale pompierilor și peste 50 de pompieri. Crimă odioasă la Sângerei, un bărbat în vârstă de 48 de ani și-a omorât cu sânge rece părinții. Cadavrele celor doi soți de 78 și respectiv 79 de ani au fost găsite azi dimineață. Poliția a fost sesizată de către un locuitor al orașului care susținea că un bărbat își amenința părinții. Pe trupurile victimelor au fost găsite semne de moarte violentă. Cei doi au fost înjunghiați și loviți la cap. Suspectul, fiul lor, a fost reținut la scurt timp în parcul din oraș. Avea la el un cuțit și era agresiv. Bărbatul mai avea la el și peste 16.000 de euro, bani despre care a spus că îi aparțin. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă ani grei de pușcărie. Rugăciuni pentru sufletul celor care nu mor niciodată au răsunat și astăzi în cimitirele din Republica Moldova cu flori, lumânări, pomeni și gânduri bune. Oamenii au sărbătorit cea de-a doua zi a Paștelui Blajinilor. Așa că aglomerația a continuat și astăzi la cimitirul Sfântul Lazar. Credincioșii au împărțit în stânga și în dreapta pomeni în memoria celor decedați. Hristos a înviat din morți. Cu moarte pe moarte călcând, odihnește și sufletele adormiților romilor tăi, Mântuitorule. Fără multe bucate și pomeni, soții Mârzenco au venit la cimitirul Sfântul Lazar, la mormântul fiicelor Rodica. Bucatele mai mult acasă au rămas, de fapt. Am venit să o pomenim pe fiica noastră, care are deja 19 ani și ceva, de când a plecat în lumea celor drepți. E foarte greu, parcă e de la început, parcă o văd alături de mine așa cum era în viață. Și permanent venim și o pomenim, mulțumim Domnului că ne dea putere. La cimitir a venit și familia Damaschin să-i pomenească pe cei care au plecat în lumea celor drepți. După cum spune tradiția, trebuie să le dai și celor morți să bea vin. Asta e tăticul. Aici sunt părinții care ne-au crescut, ne-au educat. Eu sub 80 de ani am. De la părinții ăștia. Știți? Și venim în tot anul. De Blajin, copiii și nepoții celor doi răposați au întins o masă de sărbătoare plină cu de toate. Ridiche, patlăgele, ouă, asta păstrăma, carne, asta șolduri făcute în rolă și
Și măsline și ne-a dat Dumnezeu și apă, da. Cozonac este. Noi numai asta, o butilăcică de coniac și gata. Tot. Noi mai mult gata, mai mult băutură nu merge. Fără vin. Fără. Este vin, dar noi nu luăm. În acest an, oamenii s-au plâns că abia de-au găsit un preot care să le sfințească și tămâiască mormintele celor dragi. Mai mult, unii preoți chiar s-au arătat deranjați de faptul că sunt filmați în timp ce erau la o slujbă de pomenire. De ce puneți mâna pe cameră? Să-ți luați mâna pe cameră, vă rog. Nu e problemă, să plăs bine cu mine. Dar luați mâna de pe cameră, vă rog frumos. Nu așa, vă rog. Noi nu am venit în locul prasic, noi am văzut că are loc aici o slujbă de pădămire. De la părinte, dacă avem voie să filmăm într-un loc public. Luați mâna de pe cameră, vă rog. Păi, nu ați venit frumos, nu puteți să ne filmați așa, pur și simplu. Între timp, comercianții și-au întins tarabele pe trotuar de ziceai că erai la piața centrală. Flori artificiale sau vii, lumânări și candele sau tămâie, toate puteau fi cumpărate de pe loc. În special s-au cumpărat ca pâinea caldă compozițiile florale artificiale. Vânzătorii ba chiar le ofereau la prețuri scăzute. Este de la 5 până la 50, care cum îi place, deci el îl cumpără. Și cât ține astea artificiale, cât ține un buchet de astea artificiale? Cum dumneavoastră spuneți, 300 de ani. 2-3 luni stă și destul de frumos. Alții însă optează pentru florile vii, care sunt acum cu duiumul, dar pe lângă asta sunt și mai ecologice. Vii, sufletele vii, a părinților, a fratelui, că aici sunt părinții mei și frate. Aici este suflet. După ce și-au pomenit morții, oamenii au plecat grăbiți pe la case, iar în urmă au aruncat gunoiul pe unde au apucat, unii chiar pe la alte morminte. Oamenii nu sunt conștienți. Asta cred. Fiecare trebuie să iei în culioc înapoi și să ducă de aici, să nu lasă atâta murdări. Cimitirul Sfântul Lazar este considerat unul dintre cel mai mare din Europa. Aici își duc somnul de veci peste 300.000 de persoane. Suntem partea familiei europene, iar valorile Republicii Moldova sunt perfect aliniate cu cele ale spațiului comunitar. De acest lucru este convins Nicu Știrbet, un tânăr basarabean format în spiritul valorilor europene care dezvoltă proiecte și acasă. Despre experiența sa le-a vorbit colegilor noștri de la emisiunea Obiectiv Comun. Nicu Știrbet s-a născut în satul Văleni, raionul Cahul. Acum el trăiește în Germania. A investit mult în studii, a luat parte la stagii de practică în cadrul mai multor organizații internaționale, printre care Consulatul României de la Londra, Ambasada României de la Viena, Misiunea Permanentă a României, pe lângă organizațiile internaționale de la Viena. Cred că trebuie să luăm un pas în spate și să discutăm un pic despre Uniunea Europeană, care este probabil cel mai avansat proiect democratic al tuturor. Al istoriei, al umanității. Și în același timp, acest proiect este posibil doar pentru că a permis națiunilor, țărilor cu culturi complet diferite să vină la masa negocierilor, să discute, să dezbată probleme. Tânărul basarabean a inițiat proiectul Redescoperă Lunga Prutului și l-a implementat la el acasă, fiind un exemplu de implicare a celor din diaspora în dezvoltarea locală. Apreciez partea aceea de unicitate care este adânc împământată. Și lucrul acesta pe mine m-a făcut mereu m-a făcut să încerc să, nu știu, aduc câteva din bunele practici de aici acasă. Potrivit tânărului Nicu Știrbeț, imediat ce Republica Moldova a devenit component a parteneriatului estic, dar și în urma regimului liberalizat de vize cu UE, imaginea țării noastre este într-o continuă dezvoltare pe axa europeană. Ziua Europei a fost sărbătorită la Bruxelles în avans. Instituțiile europene și-au deschis porțile pentru cei curioși să vadă cum funcționează imensa mașinărie care lucrează pentru numai puțin de 500 de milioane de europeni. Standul României a fost luat cu asalt de sute de vizitatori dornici să afle mai multe despre țară, dar și să primească de la organizatori cadouri. Amănunte în corespondența de la Lucian Pârvoiu.
Mii de vizitatori au ignorat ploaia măruntă și vântul tăios și s-au așezat la o coadă de o oră pentru a intra în sediul Consiliului Uniunii Europene, locul unde se iau deciziile care ne marchează viețile. Țările membre s-au întrecut în a oferi curioșilor o combinație de amuzament și informații, astfel ca, la final, vizitatorii să rămână cu amintire de neuitat. România, care asigură președinția rotativă a Consiliului, s-a întrecut pe sine desfătându-și vizitatorii cu cadouri tradiționale și experiențe digitale. Vizitatorii standului țării noastre au avut surpriza de a fi întâmpinați chiar de ambasadorul României. Este un moment important pentru că vrem să arătăm nu numai rezultatele noastre ca președinție a Consiliului Uniunii Europene, vrem să arătăm și să promovăm România, o Românie creativă, interactivă și digitală. Principala atracție a standului României, o cabină foto la care vizitatorii și-au putut face fotografii personalizate cu peisaje din țara noastră. Fotografiile puteau fi ulterior transformate în insigne. I think there are many activities we can participate in and it's really fun and we can kill here for taking the pictures and we're looking forward to it. Bah, je le trouve génial chaque année en fait oui, la photo en fait c'est génial que on puisse la faire donc bien fait Roumanie. Vizitatorii Consiliului au avut de asemenea posibilitatea de a o cunoaște pe Regina Maria a României prin intermediul unei selecții de fotografii și de a admira sculpturile artistului plastic Vladimir Kazan. Din Bruxelles pentru Televiziunea Română, Lucian Prvoiu. Papa Francisc a îndemnat pe liderii europeni să se aplece mai mult asupra problemelor legate de distribuția bogăției și de rata scăzută a natalității. Suveranul pontif consideră că acestea au creat o cortină de gheață între statele bogate și cele sărace din Europa și au alimentat fenomenul migrației. Papa se află într-un turneu în Balcani, în Bulgaria și Macedonia de Nord. Este prima vizită a unui papă în Bulgaria în ultimii 17 ani, o țară cu 7 milioane de locuitori și cu o minoritate catolică de 58.000 de oameni. Sfântul Părinte a oficiat o slujbă în fața mulțimii, în piața Alexandru Nevski, și a transmis mesaje legate de problemele lumii contemporane. Le-a cerut credincioșilor să se roage pentru pacea lumii. A spus, între altele, că Bulgaria este o răscruce, un punct de dialog între mai multe religii și confesiuni. Cari fratelli e sorelle, Cristo è risorto, Christos a cres. Vizita a fost marcată de emoția întâlnirii cu credincioșii. Papa a binecuvântat persoane care erau în scaune cu rotile, a adresat cuvinte calde tuturor și a făcut daruri unor copii. A vizitat un centru pentru refugiați și, cu puțin timp în urmă, a ajuns în orașul Rakovski, din sudul Bulgariei, unde trăiește o importantă comunitate catolică. Liderii Bisericii Ortodoxe Bulgare au ordonat preoților săi să nu ia parte la rugăciuni și slujbe împreună cu papa, pentru că legile nu permit acest lucru. Suveranul pontif s-a întâlnit însă cu patriarhul neofit și a vizitat Catedrala Ortodoxă din Sofia. Un incendiu puternic a izbucnit într-un centru comercial din Afumați, lângă București. Pentru că flăcările sunt foarte mari, pompierii au trimis 28 de mașini cu apă, 4 autoscări și mai multe echipaje smurd. Din primele informații, nu sunt victime, doar 4 persoane au avut atacuri de panică. Populația din zonă a fost anunțată prin sistemul RoAlert. Autoritățile au cerut oamenilor să elibereze drumurile de acces din zona afectată de incendiu. Doi militari români au fost răniți în Afganistan după ce mașina blindată în care erau s-a răsturnat. Cei doi patrulau în baza Kandahar și, din motive încă necunoscute, vehiculul în care se aflau a ieșit de pe drum. Unul dintre răniți a fost deja externat, al doilea mai rămâne în spital pentru că are piciorul fracturat. Accidentul a avut loc în această dimineață la ora 2:30, ora României. Aproape 20% din pădurile Republicii Moldova sunt afectate de dăunători. De aceea, 100.000 de hectare împădurite vor fi stropite cu pesticide în următoarea perioadă. Care sunt recomandările specialiștilor pentru apicultori, vă spunem imediat în Telejurnal. Mese copioase s-au întins la Soroca, la cimitirul unde sunt înmormântați romii. Deși pomenile nu mai sunt la fel de pompoase ca în anii precedenți, totuși s-a păstrat tradiția meselor copioase. Gospodinele au gătit zile la rând pentru masa de blajini, întinsă pe morminte.
Bucată cară de care mai alese băuturi și dulciuri, așa i-au pomenit romii din Soroca pe Răposați. Gospodinele spun că au cheltuit mii de lei și nu au ieșit câte două zile din bucătărie. Sarmalele, bucatele din curcan și plăcintele au fost nelipsite de pe masa de blajini. 300-400 de dolari. Cât merge? Cât mai mult, cât mai ghini. Carne cu sâr, călțunaș cu carne, cartofi, gălușii, carne bătută. Frumosă și prinită să și la tăță, copt carnea. Aici, cum spune, la blinăi, șașlice, cocletă. Dacă în alți ani romii din Soroca se întreceau la pomeni care de care mai scumpe, în acest an au fost mai modești. Motivul este criză în toată lumea. Moldovenii nu s-au sărășit apă așa și noi, ca voi așa și noi. Care-s mai bogat să lasă să faci pomeni, dar eu dau bucat din pâine și pot. În schimb, romii respectă cu sfințenie tradiția ciocaboca. Cel care adună cele mai multe ouă devine informal bulibaș. Ulterior, ouăle sunt împărțite la nevoiași. Da, adevărat o viață! Ia că am luat. Hristos a înviat! Da, adevărat o viață! Cine strânge 200 de ouă, pe el ca bulibașul. Sărbătoarea se încheie când cade amurgul și sunt golite toate mesele de sărbătoare. Zi istorică cu o puternică semnificație pentru întregul spațiu românesc. Astăzi se împlinesc 29 de ani de la primul pod de flori peste Prut. Pe 6 mai 1990, pentru prima dată după cel de-al doilea război mondial, locuitorilor din România li s-a permis să treacă hotarul de la Prut fără pașaport și viză. La eveniment au participat aproximativ 1,2 milioane de oameni. Al doilea pod de flori a avut loc un an mai târziu, atunci când locuitorii din Republica Moldova au putut să treacă fără actă hotarul în România. Astfel, podul de flori a devenit un simbol al frăției, dorinței de apropiere și istoriei comune a României și Republicii Moldova. A început lupta cu dăunătorii prin pădurile Republicii Moldova. Aproape 100.000 de hectare de pădure vor fi stropite cu pesticide. Specialiștii recomandă apicultorilor să reamplaseze stupii cu albine la o distanță de 10 km de zonele prelucrate. Aproape 20% din pădurile Republicii Moldova sunt afectate de dăunători. Cele mai afectate zone sunt în raioanele Călăraș, Hâncești și Strășeni. În toți anii se fac în toate pădurile, în toate arboreturile de stejarete, se fac cercetări silopatologice cu o an înainte. Se fac cercetări primăvara, după gradul cum e pădurea de mâncată, de foliată. Astăzi noi începem lucru de combatere aeriană la ocolul Silvic Logănești împotriva la molia verde stejarului. Mănâncă frunza la stejar și stejarul nu poate dezvolta și susucă. Specialiștii recomandă apicultorilor să reamplaseze stupii de albine la o distanță de 10 km de zonele prelucrate. De asemenea, și populația ar trebui să evite plimbările prin păduri în această perioadă. Preventiv am informat, în primul rând, autoritățile publice locale și centrale în privința evenimentului care este, și anume combaterea aeriană a dăunătorilor. Am informat primăriile limitrofe și anume și apicultorii. Specialiștii spun că stropirea aeriană este una dintre cele mai sigure și eficiente modalități de tratament. Aparatele de zbor implicate în astfel de acțiuni sunt echipate cu tehnologii de cartografiere, iar suprafețele de teren urmează să fie stropite cu precizie. Casa Regală a Marii Britanii numără din această dimineață un nou membru, Meghan Markle, ducesa de Sussex, a născut un băiețel. Anunțul a fost făcut public în urmă cu puțin timp pe contul oficial de Instagram al ducelui și ducesei. Acolo se mai precizează că băiețelul cântărește puțin peste 3 kg și 200 de grame și că atât mama cât și nou născutul sunt sănătoși și se simt bine. Fiul prințului Harry și al fostei actrițe Meghan Markle, Baby Sussex, cum este alintat în presa britanică, va fi al 7-lea în linia succesiunii la tron. Primii pretendenții la tron sunt prinții Charles și William, adică tatăl și fratele mai mare al prințului Harry. Urmează apoi cei trei copii ai prințului William, George, Charlotte și Louise. Iar al 6-lea în linia succesorală este prințul Harry. Iar pe final să vedem datele meteo.
Bun găsit! Mâine ne așteaptă o zi ploioasă în Republica Moldova. Precipitații vor fi și în această noapte, când se vor înregistra în jur de 11 grade Celsius. Mâine vremea va fi închisă, cu ploi moderate în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 16 grade Celsius. Și în România vremea se va răci brusc, temperaturile nu vor depăși 16 grade, iar la această oră jumătatea estică a țării se află sub cod galben de vreme severă. Acestea au fost informațiile, să aveți o seară cât mai frumoasă! Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile pentru astăzi. Rămâneți cu TVR Moldova. Eu sunt Stella Dănilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară reușită în continuare. La revedere!